Azi avem operațiunea leuștean. Voi planta niște leuștean, voi semna de fapt niște leuștean pe care am vrut să semnă din România. Am încercat și anul trecut, deci din ceea ce am citit eu pe internet, spune că se seamănă în martie sau în toamnă. Am încercat în martie, n-a ieșit nimic, absolut nimic, n-a ieșit, a pus o grămadă de semințe, niciun fel de rezultat. Bănuiesc că pământul pe care l-am folosit, pământul de flori, a fost puțin cam gras și am citit pe internet că trebuie pământ nisipos. Ei, ce am făcut eu? M-am dus pe plajă. De pe plajă care este fix în fața noastră, m-am dus și am luat cu lopățica asta, am luat niște nisip. Iar de lângă peretele garajului, garajul nostru este subteran, are pereții laterale din exteriorul casei, bate vântul și să mai adună nisip, un fel de praf, de fapt. Din praful ăsta de nisip o să fac o mixtură foarte fină cu pământ frământat prin fin de tot, pe care să-l presar deasupra peste semințe. Ăsta este pământul de anul trecut. Am înțeles din ce am citit că este foarte gras, este pământ de flori și este foarte gras și leuștean necesită pământ nisipos. Așa că o să răscorn într-un lighean tot pământul ăla ghiveci, o să-l frământ bine, bine de tot, o să aleg o parte foarte fină pe care o mixez, îl amestec cu nisipul ăsta fin și restul o să-l amestec cu nisip din ăla mai grosier, așa mai mașcat, cum se zice, și după aia o să-l umezez bine, bine de tot, o să-l pun în ghiveci înapoi și o să semăn. Sper să fie de bun augur și sper să-mi iasă anul ăsta, dacă nu, o să renunț. Doamne ajută! Cam asta este patul meu de sol nisipos, patul peste care o să așez semințele. Și peste el urmează să pun un alt fel de nisip, un nisip foarte, foarte fin, un praf de nisip. De fapt, amestecat puțin pământ, un strat de un centimetru peste semințe și apoi om vedea ce a ieșit. Eu ce să zic, am încercat inclusiv cu leuștean scos din grădină, cu tot cu pământ l-am adus într-o pungă, l-am adus și seara aia când l-am adus l-am și plantat. O rămas verde vreo săptămână, o stat pe loc și apoi a început să se lungească, să crea ască lung, lung, lung de tot, să se îngălbenească și la un moment dat s-a culcat și bună ziua cu el. Apoi la mine asta este ultima încercare cu leuștean. Dacă nu merge nici așa, apoi oi mânca exact ce aduc în fiecare an. Leuștean în pungă vidată, leuștean verde din grădină în pungă vidată, pus la congelator și asta e. Renunțăm dacă nu ne satisface munca asta ce am depus acum. La 21 de zile după ce am pus semințele în pământ, au început să iasă câte un fir, câte un fir. Și acum la exact 30 de zile de când le-am plantat, cam așa arată leuștenii mei. I-am pus într-o zonă aproape de geam, aproape de fereastră, fără să bată razele soarelui direct pe ei. Nu știu ce va fi și cum va fi. Mie mi se par tulpinile puțin cam translucide. Dacă nu se îngroașă tulpinile și nu se înverzesc, e posibil să crească lungi, și la un moment dat să nu-și mai suporte propria greutate și să se culce. Uite, la ăsta deja care a ieșit primul, deja are a treia frunză ieșită, deja are forma de frunză de leuștean. Nu știu ce să zic. Dacă nu se dezvoltă normal, cu tulpini normal îngroșate, rezistente, nu voi avea leuștean și asta a fost ultima încercare. Prea m-am chinuit cu ei și prea m-am strânut ca să pot să ia. Nu va fi, înseamnă că nu le priește zona. Nu i-am mai mutat după ce am pus în pământ, exact i-am pus țapă în locul ăsta. Și asta e. Sper să n-am dreptate și să se dezvolte. Slabe speranțe. În orice caz o să vă țin la curent. Look at these.